Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Hai să Călătorim! Azi o să vă prezint o vacanță de două zile în zona barajului Vidraru. Aceasta este o vacanță dedicată iubitorilor de trasee montane. Dacă vă plac vacanțele prezentate, mă puteți ajuta cu un like la video și vă puteți abona la acest canal. Azi o să plecăm din orașul București și ne vom îndrepta către primul obiectiv al zilei, și anume barajul Vidraru. De aici vom începe un traseu de aproximativ 5 ore pe Valea lui Stan. Traseul este o buclă pe care o vom începe și o vom termina la barajul Vidraru. Traseul este de nivel mediu și trebuie să aveți o condiție fizică bună, deoarece va trebui să urcați foarte multe scări, iar în unele locuri trebuie să vă țineți de bare pentru a putea merge pe un perete. Echipamentul de munte este esențial pentru acest traseu. Pe parcursul traseului veți întâlni foarte multe cascade frumoase și multe locuri de făcut poze. În ultima parte a traseului puteți merge pe malul lacului Vidraru, iar la final puteți face câteva poze la baraj. După ce am terminat traseul, o să ne cazăm în zona comunei Arefu. A doua zi vom pleca din comuna Arefu și ne vom îndrepta către zona Piscu Negru. De aici vom începe un traseu montan spre vârful Lespezi, care este marcat cu punct roșu în cerc. Traseul dus întors durează aproximativ 7 ore și poate fi încadrat la un nivel dificil. De la începutul traseului și până la final, o să urcați în continuu și nu prea există zone de plat. Dacă aveți noroc și cerul este senin, de pe traseu puteți vedea și vârfurile Moldoveanu, cel mai înalt din România, 2544 de metri, și vârful Viștea Mare, locul 3 în România. Din vârful Lespezi aveți o priveliște frumoasă asupra munților Făgăraș. În spate se poate vedea vârful Negoiu, care se află pe locul 2 în România, cu o înălțime de 2535 de metri. Vârful Lespezi are o înălțime de 2517 metri. De aici aveți o imagine spectaculoasă a lacului Călțun, care se află la 400 de metri în jos. Tot aici se află și vârful Cornul Călțunului, cu o înălțime de 2510 metri, dar traseul este un pic mai periculos deoarece nu este marcat și am preferat să nu ne aventurăm până la acesta. La coborâre am urmat același traseu cu aceleași peisaje superbe. Aici se termină vacanța de două zile, iar acum ne vom îndrepta către casă. Sper că v-a plăcut vacanța postată azi și ne revedem în următorul videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!